Bună ziua, bun găsit la Metropolis. Ne-am schimbat și noi așa puțin ora odată cu venirea verii și ne-am hotărât că ar fi mult mai indicat să intrăm în direct cu dumneavoastră pe piața imobiliară începând cu ora 14. Așadar, de acum încolo ne vedem aici în cadrul emisiunii de imobiliare începând cu ora 2 după amiaza. Avem timp suficient la dispoziție în așa fel încât să ne petrecem împreună timpul o oră. Asta pentru că este luni și zic și eu că lunea de obicei oamenii nu prea mai merg pe la piscină și își petrec timpul așa pe la birou și în fața televizorului. Deși vine o vreme în care ar trebui să ne gândim la concediu, zic eu să o petrecem analizând puțin piața imobiliară. Pentru cei care au deschis internetul sau televizorul ceva mai târziu, s-a produs mult așteptata fuziune despre care ne-am tot gândit în ultimii ani și anume fuziunea dintre Lafarge și Holcim. Ei bine, această piață a cimentului, care se situează undeva în jurul la 600-700 de milioane de euro, dintre care cei doi membri, Lafarge și Holcim, reprezentau aproximativ 66% din industria cimentului la noi în țară, au produs această tranzacție, această fuziune ce își va vinde active din numeroase țări din Europa. Această tranzacție se presupune că ar fi valoroasă de aproximativ 29 de miliarde de euro, incluzând și datoriile reale din piață. Așadar, s-a produs mult așteptată fuziune și cei de la Carpa Cement ar trebui să se gândească așa la o reorganizare în piață. Producătorul francez de materiale de construcții Lafarge intenționează să vândă activele din România, printre care și două fabrici de ciment, pentru a putea fuziona cu grupul elvețian Holcim în cadrul celei mai mari tranzacții de pe piața mondială a materialelor de construcții în ultimii 20 de ani. Pe piața locală, francezii de la Lafarge dețin două fabrici de ciment, la Medgidia și la Hoghiz, în județul Brașov, precum și o stație de măcinare la Târgu Jiu. Capacitatea instalată a acestora este de 4,5 milioane de tone anual. Vânzarea activelor Lafarge vine în contextul în care, odată cu fuziunea, cele două grupuri, Lafarge și Holcim, ar fi avut o poziție dominantă în România, controlând peste jumătate din piața cimentului. Așadar, în urma acestei fuziuni, grupul Lafarge Holcim va avea o prezență globală de aproximativ 20% pe industria cimentului, ceea ce înseamnă că vor deveni principalii jucători din lume când vine vorba de producția de ciment. Vedem ce se va întâmpla și cu fabricile din țară și odată cu aflarea acestei vești, vedem cum își vor muta și își vor regândi poziția în această industrie și cei de la Carpa Cement pentru a se alinia totodată noi situații în care cei doi giganți, așa cum vă spuneam, reprezintă mare parte la nivel global. Bun, vreau să vorbim puțin despre noul aspect al capitalei din această vară și ne axăm și noi așa puțin pe trendul internațional când vine vorba de stilul și amenajarea capitalei. Suntem și noi în final o capitală europeană și trebuie să încercăm așa să ne aliniem treaptă cu treaptă, zic eu, la standardele internaționale. Tocmai pentru asta, după cum bine ați văzut, în București este un întreg șantier. Șantier pe diverse structuri. Ba că facem drumuri, ba că facem un pod, ba mai nou, ce credeți că facem? Facem și fântâni arteziene care vor cânta și nu vor dansa, bineînțeles, dar jeturile de apă vor fi așa pe muzică, sperăm noi, simfonică. Primăria Capitalei și APA Nova București au început, în mai, lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a fântânilor de pe Bulevardul Unirii în cadrul unui proiect în zile caniculare, fântâni pline de răcoare. Astfel urmează să fie reabilitate și modernizate fântâna principală din Piața Unirii și toate fântânile de pe Bulevardul Unirii până la Piața Alba Iulia. Potrivit reprezentanților APA Nova, au fost înlocuite, modernizate și automatizate instalațiile de apă ale fântânilor, fiind reabilitate și înlocuite părți ornamentale ale acestora. Primele teste ale fântânii centrale și ale altor trei fântâni, situate între Piața Unirii și Piața Parlamentului, au fost deja efectuate în ultima zi a lunii iunie. De asemenea, au fost montate instalații de lumini și sunet și senzori, inclusiv pentru vânt, care atunci când bate vântul puternic, readuc sau chiar opresc jeturile de apă. Toți senzorii detectează prezența persoanelor în fântână și opresc apa. Abia aștept să vedem într-un final cum vor arăta toate aceste fântâni și cum cei care vor merge către magazinul Unirea sau către alte zone din centrul capitalei își vor face poze în dreptul fântânilor arteziene și sperăm să ne mândrim cu ele pe Facebook astfel încât să mai atragem și noi ceva turiști în capitala noastră nou modernizată. Dacă tot o să avem pe Calea Victoriei promenadă, vremea va fi numai bună de a ne plimba pe acea promenadă, zic că trebuie să facem și ceva poze cu noile fântâni. Investiții făcute de APA Nova București. Dacă vă gândeați
odată că APA Nova nu mai face investiții, după proiectele pe care le-au avut destul de mari, bine știți și proiectul Caseta de pe râul Dâmbovița, așa că iată și de data aceasta s-au gândit să mai facă ceva în această zonă. Deci din august până în septembrie, ține aproximativ o lună și jumătate toată această piesă de opere, spunem noi, cu fântânii arteziene. Ce vreau să vă spun? Mare parte dintre dumneavoastră vă petreceți timpul în bucătărie. În bucătărie vă treziți, vă beți cafea, în bucătărie luați micul dejun, în bucătărie vă petreceți chiar și weekendul atunci când mai vin prietenii pe la dumneavoastră sau de ce nu vă adunați cu familia. Cât vă costă pe dumneavoastră o bucătărie standard? Stau și vă întreb, cât ați investit într-o bucătărie? Ei bine, păi dacă stai să ai și o vilă de vreo 300.000 de euro, automat introduci așa în firmele care confecționează mobilă și mobilier de lux vreo 50.000 de euro aproximativ, 30.000 de euro, depinde după bugetul fiecăruia. Dar bugetul standard pentru a-ți cumpăra o bucătărie, să spunem că este aproximativ de 1.500-2.000 de euro, cu toate utilitățile incluse aferente. Dar segmentul de lux, aici vreau să ajung, cei care au investit sute de mii de euro într-o casă își permit să cumpere și o bucătărie care costă până la aproximativ 100.000 de euro. Apoi numai bucătăria costă 100.000 de euro cu toate utilajele, dar este o lucrătură manuală, este și aici un segment care contează foarte mult la contribuția economică a țării, a fiecăruia. În timp ce foarte mulți s-au retras din piața asta așa de lux, a bucătărilor de lux, au rămas doar cei care au reușit să-și adapteze prețurile și ofertele. Segmentul bucătăriilor de lux a fost afectat și unele companii au fost nevoite să se retragă din piață. Totuși, au rămas în joc cei care au știut să vină cu oferte bune și piese de mobilier unicat realizate pe comandă din materiale exclusiviste. De cele mai multe ori, pentru astfel de lucrări, costurile depășesc 20.000 de euro și pot ajunge până la 100.000 de euro pentru o bucătărie utilată complet. Dacă în materie de construcții noi, mobiliare de lux, nu prea s-au mai făcut multe, nu au mai fost multe schimbări, bănuiesc că nici în materie de achiziționare de noi bucătării de lux nu au mai fost făcute acești pași. Câte dintre persoane doresc să schimbe bucătăria și o pot face cu una nouă de lux? Ce se întâmplă la nivel de dezvoltare imobiliară? Poate că, într-adevăr, aveți dreptate, ansamblu rezidențiale de lux, vedem din ce în ce mai puține construite. În schimb, rezidențe particulare, oameni care își construiesc o casă, poate acum prima dată în viață, sunt în continuare. Adică, la nivelul acesta, există clienți. Cât de mult contează alegerea bucătăriei de la bun început din faza de proiectare? Foarte mult, pentru că în momentul în care știi exact către ce să te duci cu un client, ce așteptări are, ce să-i propui, ce buget are pentru bucătărie și cât de activ este în bucătărie, pentru că și asta contează foarte mult. Nu poți să-i crești, adică să-i populezi unui client o bucătărie cu toate accesoriile posibile și imposibile dacă de la bun început omul spune clar că nu prea gătește. Este, nu știu, nu-i corect, nu-i fair și mai ales e inutil să, ca omul să dea banii, poate vrea să investească în altceva din casă și atunci poate să aibă o bucătărie de lux, dar pe care să nu o aglomerez cu echipamente, cu electrocasnice felurite, cu care să își dă seama că nu are ce să facă. De la bun început, cum se calculează prețul unei bucătării de lux? Dacă atunci când mergi într-un magazin normal, să zic, de mobilă, de o anumită categorie, o cumperi. Vezi dacă se potrivește, știi cam care e suprafața, știi cam care sunt dimensiunile corpurilor de mobilă ce se potrivesc la tine în casă, pe când aici, în segmentul de lux, se calculează cum? E mai puțin mai complicat, în sensul în care nu prea poți să faci un preț pentru un client decât în momentul în care chiar ai pus la punct un proiect. Evident, de comun acord cu clientul. În urma proiectului și definitivării proiectului se face calculația de preț în funcție de finisajele pe care le-am enumerat. Da, putem să avem chiar și fronturi din piele recompusă sau uși din ciment sau din marmură, lucruri care într-adevăr ridică prețul. Există discuția preliminară cu clientul unde știm și cam ce finisaje există în restul casei. Și doar atunci se poate calcula prețul efectiv. Altfel, bine, se poate face o estimare de preț datorită experienței pe care o avem în domeniu, în zona bucătăriei. Putem face din start, în momentul în care vedem spațiul și ne dăm seama cât de complexă trebuie să fie bucătăria în urma discuției cu clientul, deja putem să-i facem o estimare de preț grosomodo și îl și avertizăm că este doar o estimare de preț.
să știe mai mult sau mai puțin la ce să se aștepte. Bun, mă tot întrebam de ce ar trebui să investești 50.000, 70.000 de euro într-o bucătărie pe care o folosești doar atunci când îți chem prietenii la tine să bei o cafea sau vrei să impresionezi cu noua tehnologie în care tu ai investit o sumă destul de mare. Este și acesta un segment, repet, care merită încercat și piața trebuie să existe și ea. E bine, asta pentru că avem cu ce. Sunt designeri, sunt piese de mobilier exclusiviste care merită investiți toți acești bani. Dacă vă gândiți să vă faceți o achiziție, trebuie să vă orientați bine în piața asta pentru că sunt tot felul de oferte avantajoase în această perioadă, tocmai pentru că, vă spuneam la început, sunt foarte mulți jucători care au cedat și au plecat din piață. Au rămas la suprafață doar cei care merită, cei care și-au ajustat ofertele și care au venit pe piață cu ceva variante noi. Așa ați văzut și materialul de mai devreme. Până atunci însă vreau să merg așa ușor cu discuția, să vă spun ce discutăm în partea a doua a emisiunii și o să vorbim puțin despre costurile ascunse ale apartamentelor. Eu le spun ascunse, mi-așa îmi place pentru că mulți dintre noi sau dintre dumneavoastră nu vă gândiți la asta când vă mutați în afara Bucureștiului la un apartament. Nu sunt atâtea costuri pe care le luați în calcul. O să vorbim puțin pe partea a doua dacă vreți să faceți treaba asta. Și pe partea a treia vreau să vă reamintesc un alt episod foarte interesant care strânește atenția tot mai mult a celor care vor să-și cumpere apartamente, executările silite. Câți dintre dumneavoastră vreți să riscați să vă cumpărați un apartament executat silit și ce se poate întâmpla, care sunt riscurile la care vă supuneți în momentul în care luați această decizie, o să vedeți undeva în partea a treia a emisiunii. Până atunci să vă las cu o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem pe partea a doua. Bun, ne-am întors și așa cum v-am zis înainte, cu două minuțele, ne gândim puțin să analizăm problema următoare. În cazul în care vă doriți să vă cumpărați un apartament, de cele mai multe ori vă înclinați după bugetul pe care îl aveți. Dacă luați în calcul zona, așa cum se spune de cele mai multe ori, că zona face prețul. Mai bine n-aș spune chestia asta dacă stăm să luăm în calcul diferite aspecte care până la urmă vă pot produce, să zic, o pagubă în buzunar. Că despre asta este vorba până la urmă. Vorbim puțin despre costurile la care nu te uiți atunci când alegi să te muți la marginea Bucureștiului și pe care ar trebui să le luați în seamă sau să le dați ca idee mai departe celor care vor să facă acest lucru. Vorbim puțin cu Alina Necula, director de marketing și vânzări din cadrul Adama Group. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Alina, sunt niște costuri aici de care, mă rog, mulți nu se gândesc. În afară de problema mașinii, că asta o pun toții la calcul, zic, băi, dacă mă mut în afara Bucureștiului, trebuie să am neapărat mașină. Mașină care îmi generează niște costuri. Ce alte costuri mai sunt și pe care le simți tu din partea clienților? Bun, mai nou, cei care se mută în afara Bucureștiului nici nu trebuie să mai aibă mașină. Ei așa se gândesc, că nu mai e nevoie de mașină pentru că s-au construit sau s-au marketat foarte multe proiecte în apropiere de niște zone de cu metrou și cu transport în comun. Și aici ar trebui să aibă foarte, foarte mare grijă atunci când cumpără ceva în afara Bucureștiului, să vadă exact care este distanța, de fapt, de la locuința pe care vor să o achiziționeze până la metro. Întotdeauna se marchetează până la autobuz. Se marchetează undeva în jur de 5 minute, 5 minute, probabil cu mașina, în mod normal sunt între 20 și 25 de minute. Asta este un timp pe care îl pierzi și trebuie să le iei în calcul. Un alt cost este acela legat de timpul petrecut în mașină. E o dependență de autoturism atunci când te muți în afara Bucureștiului, în zone limitrofe. Uneori petrecem, dacă locuim în partea de sud, de exemplu, în sudul sudului, și muncim în zona de nord, putem să facem dus întors și 3 ore pe zi. Este un drum Brașov-București. Alte costuri sunt legate de rata lunară. De exemplu, un apartament în oraș are o rată lunară la bancă, în momentul când accesezi un credit bancar, în medie de 285 de euro. În afara orașului, luat la 40.000 de euro pe metru, 40.000 de euro în preț total pe apartament, este o rată lunară pe 30 de ani de zile la 220. Această diferență de 60 de euro vă asigur că este exact. Vă asigur că este benzina pe într-o lună pentru o mașină.
care are un consum de 6%. Care probabil că are un consum de aproximativ 8%, plus celelalte taxe, mai pui și o rovinetă dacă stai într-o zonă unde e necesară, plus alte costuri, te duc undeva la aproximativ 450 de lei, 500 de lei costuri extra pe care le putea avea. Exact. Avem un top, să zic, 5 costuri pe care le putem avea. Dependența de autoturism este una despre care vorbim. Utilități greu utilizabile, garanțiile locuințelor noi, vecinii, vecinătățile și infrastructura care de multe ori lipsește și totodată cel mai important aspect pentru o familie în momentul în care alege să se mute într-un ansamblu nou rezidențial, vorbim despre educația copiilor. Aici este un segment destul de delicat și nu multe dintre ansamblurile rezidențiale oferă aceste servicii. Majoritatea, am văzut că s-au axat, majoritatea care sunt din afara Bucureștiului s-au axat pe aceste servicii, au încercat să și le îmbunătățească și lucrurile sunt din ce în ce mai bune, spun. Dar totuși, revenim la costurile inițiale. Da, dacă vorbim de educația copiilor, oricât de mult ar încerca dezvoltatorul sau dezvoltatorii care construiesc în afara Bucureștiului să ofere educația copiilor, e mai puțin posibil, pentru că asta se face de către stat în cele mai multe cazuri și mai rar particular. Aici trebuie să te gândești foarte, foarte bine atunci când ești o familie tânără care poate n-are un copil sau va avea sigur în câțiva ani un copil, doi, copilul devine dependent de tine. Nu poți să-l duci decât la o școală foarte aproape ca să poată să meargă pe jos așa cum mergeam noi înainte când eram copii. Dacă nu, va trebui tot timpul să ai pe cineva care să ți-l aducă și să ți-l ducă de la școală, pentru că nu poți să-l lași singur pe metrou când are 7 ani sau pe autobuz să plece din, eu știu, din ce zona Bucureștiului spre zona unde locuiește. Și e un aspect foarte important pe care trebuie să-l ai în calcul. Și dacă mai pui, așa cum ai menționat, tu să ai pe cineva care să-l ducă și să exact. Le aducă. Un alt cost. Un alt cost, dacă vine vorba de, nu știu, un șofer sau cineva angajat plătit să facă asta, în cazul în care membrii familiei nu au timp, nu se pot ocupa de asta sau unul dintre ei nu are permis de conducere și tot așa. Exact. Și trebuie să te gândești foarte bine la lucrul ăsta. Da, tocmai de asta vorbim și aici, este un segment până la urmă. E un segment, un segment și mare parte dintre el, după cum bine știm, acoperă o bună parte din piața imobiliară pe segmentul rezidențial apartamente noi, pentru că zonele astea s-au dezvoltat până la urmă și cele mai multe autorizații de construcție au apărut pe zonele mărginașe ale Bucureștiului în ultima perioadă. Bine, semn că se construiește și că e o piață foarte importantă. Spuneai tu de utilitățile greu accesibile. De ce crezi asta? Chiar se întâmplă lucrurile acestea. În zonele mărginașe Bucureștiului uneori nu ai canalizare. E vorba de canalizare se face prin fosă septică. Iar trebuie să te gândești foarte bine la lucrul ăsta. Sau anumite ansamblu rezidențiale sunt lângă groapa de gunoi. Mirosul, mai ales în perioada asta, este insuportabil. Deci e un lucru care trebuie avut în vedere atunci când achiziționezi o locuință. Să te gândești foarte, foarte bine unde este localizat, cum ai spus și tu. Bun, despre utilități. Despre garanțiile locuințelor noi, aici avem o problemă destul de delicată, dar foarte mulți dintre ei, în momentul în care cumperi, sau poate unii dintre cumpărătorii nu știu treaba asta, ar trebui ca cei care vând apartamentele să pună la dispoziție o fișă tehnică a locuinței respective, din care să rezulte garanția tuturor materialelor și accesoriilor folosite la construcția acelui apartament. Exact. Așa cum facem noi. Noi avem un manual de utilizare al apartamentului. În momentul când achiziționezi un apartament, primești un manual care te ghidează cum să folosești fereastra, cum să folosești parchetul, cum să aerisești, cum să-l întreții, ca totul să meargă foarte bine. Garanțiile sunt de două feluri. Sunt garanțiile pentru bună execuție și garanțiile pentru vicii ascunse. Sunt ambele garanții legale. Orice dezvoltator trebuie să le acorde. Acum, unii dintre ei o fac la modul serios. Ce înseamnă viciile ascunse? Viciile ascunse reprezintă acele lucruri pe care nu le poți vedea cu ochiul liber atunci când cumperi apartamentul sau pe care nu le poți vedea cu un expert în momentul în care o țeavă spartă. O țeavă spartă, altceva, pereți cu infiltrații. Am înțeles, deci zona tehnică. Da, zona tehnică. Să trebuie ori pe cineva care se pricepe foarte bine la lucrurile astea, ori să le poți vedea și atunci refuzi cumpărarea apartamentului sau rogi pe dezvoltator să-ți remedieze problemele. Să parcurgem în continuare cele 5 aspecte. Vecinii și vecinătățile, de asemenea și infrastructura care reprezintă un factor important. Reprezintă un factor important, uneori te trezești când cumperi în afara Bucureștiului că ești într-un veșnic șantier. Asta se întâmplă cu infrastructura. Nu sunt foarte bine organizate, nu sunt foarte bine dezvoltate zonele respective și atunci continuu se construiește și stai câțiva ani buni într-un șantier continuu. Bine, asta nu e general valabilă pentru anumite zone, dar... Nu e general valabilă, dar e foarte des întâlnită în zonele limitrofe. Una e când cumperi un apartament în București, e clar că totul este foarte bine pus la punct, și alta e când cumperi într-o zonă care acum se dezvoltă. Hai să revenim puțin la zona educația copiilor, factorul important în momentul în care alegi o locuință în afara Bucureștiului. Am discutat puțin la început, dar
Zi-mi în continuare, ce caută clienții în momentul în care vin și întreabă pentru copii ce oferiți, nu știu, ce se oferă? Ce caută clienții? Păi, în primul și în primul rând, ei caută un spațiu care să le fie în acord cu nevoile lor. Apoi caută un preț foarte bun. Când e vorba de copii, să știți că sunt lăsați pe ultim loc. Dacă apare ceva gen loc de joacă mic pentru copii, un lucru care le ia ochii și este de ajuns. Și nu se gândesc atunci exact ce se va întâmpla peste 5 ani când copilul va trebui să meargă la școală. Deci cam asta caută. Ei, în primul și în primul rând, caută prețul și produsul și după care se gândesc aceste facilități. N-aș fi zis că educația copiilor reprezintă ultimul factor pe care, mă rog, îl ia în calcul cineva în momentul în care dorește să-și cumpere un apartament. Asta pentru că lipsa grădinițelor, sau mulți dintre ei am văzut că și-au făcut grădinițe particulare în ansamblu. Nu mulți, foarte puțini dintre ei și-au făcut grădinițe particulare. Eu cred că știu câteva ansambluri foarte mari care au grădinițe și școlile lor, nu particulare. Dar sunt școli în proiecte, dar în rest nu am văzut foarte multe grădinițe particulare. De ce crezi că n-au făcut până acum grădinițe particulare? Pentru că interesul este spre a construi cât mai multe apartamente și cât mai puține facilități pentru proprietarii respectivi. Adică să utilizeze cât mai mult spațiu pentru a scoate cât mai mulți bani din spațiul respectiv. O grădiniță poate nu-ți aduce același profit pe cât îți aduce vânzarea unui bloc pe care poți să-l pui pe locul grădiniței cu 5 etaje și 30 de apartamente în el. E vorba de profit aici, nu e vorba de... Facem lucruri interesante, ci facem strict pentru profit. Exact. Exact. Cam la asta se gândesc. Zi-mă, cum se simte din punctul vostru de vedere piața în momentul acesta pe segmentul apartamentelor noi? Asta având în vedere că e vară, mulți dintre ei poate își planifică în urmă niște concedii, dar e timp și piața spune că e ok de cumpărat. În acest moment, începând cu 2014, anul 2014, lucrurile s-au stabilizat, asta e clar, la nivel de preț. Prețurile nu au mai scăzut, unele dintre prețuri chiar au crescut. Ca și vânzări, lucrurile sunt mult mai dinamice, sunt mult mai multe apartamente pe care se vând. Atât în București, noi nu dezvoltăm numai în București, dezvoltăm și în orașele secundare și avem un proiect acum în Iași, care se vinde foarte bine din faza de plan. Adică este în faza de construcție blocul și deja am vândut o mare parte din blocul respectiv. Deci e clar că piața s-a schimbat foarte mult și în sensul bun. Care sunt celelalte orașe în care mai aveți în afară de Iași? Avem foarte multe proiecte în București, avem în Iași, așa cum am spus, avem în Bacău un proiect, avem în Brașov și avem în Ploiești. Mă refer aici la proiectele construite deja, finalizate. Și planuri pentru alte orașe din țară și București. Deci să înțeleg că urmează o parte destul de... bună în materie de investiții și dezvoltare. Da. Din punctul nostru de vedere, din punctul Adama de vedere, urmează o perioadă foarte bună ca și investiții. Ca și cumpărare la fel, bănesc. Ca și cumpărare la fel. Întotdeauna investițiile sunt legate de cererea din piață. Nu cred că cineva și-ar permite să construiască apartamente doar pentru a le construi, ci trebuie să le mai și vinzi. Și atunci e foarte mult legată investiția de cerere. Și cererea e crescută. Cum simțiți piața din țară? Săptămâna trecută am fost la Brașov și am văzut acolo proiecte pe care nu le-am mai văzut din 2007. Sunt proiecte în plan de către 20 de blocuri, 1500 de apartamente, numai un proiect. Deci lucrurile astea foarte, foarte mari, de foarte mare amplare mă refer la proiecte, le vedeai doar în 2007, în 2006, în 2009, 2010 nu au dispărut din piață. Se orientase toată lumea pe bloculețe mici, construite în zone centrale ale orașului și acum am văzut o dezvoltare viitoare foarte, foarte mare. Numai Simon Maurer, știu că a luat 3,6 hectare pentru a-și continua proiectul. Da. Dar e un proiect foarte mare acolo. Pe care l-am început în urmă cu câțiva ani. Da. De asemenea, zi-mi în Iași, uite, de exemplu, n-am informații destul de viabile din piața din Iași. Cum e piața acolo? Piața în Iași cred că e una dintre cele mai bune din țară la momentul actual, cel puțin e cea mai bună dintre orașele în care dezvoltăm noi. Noi avem un proiect într-o zonă foarte frumoasă, se numește zona Copou. Competiția este mică pe zona respectivă, competiția este foarte mare pe Iași, dar mică pe zona respectivă. Este un proiect premium spre lux și se vinde. Și se vinde foarte mult cu banii cash. Mai puțin în credite bancare, mai mult cu banii cash. Cât vinde Iașiul pe metru pătrat acolo? 1200-1300 de euro pe metru pătrat util. Oh, e comparativ cu Bucureștiul, care avem 1090 și sau cu cât? Da, 900 și cât? În București este undeva în jur la 1000, dacă vorbim de proiectele pe segmentul mediu. Dar noi în Iași, când spunem 1200-1300 de euro pe metru pătrat util, vorbim de proiectele premium luxury. Nu vorbim de segmentul mediu. Segmentul mediu se vinde în jur de 800 de euro pe metru pătrat util. Ceea ce la noi e 1000. Bun. 1000 de euro, 1200, păi crezi că am vine așa să te mulți la Iași un pic. Da, și Iașiul a început să dezvolte foarte bine orașul. Știți, marea investiție Palace, da, foarte bine. Sunt alte proiecte rezidențiale în curs de dezvoltare acolo. Deci e un oraș în dezvoltare. Candidează în 2021 la Capitala Europeană. După Iași, care ar fi următorul oraș care se bate bine la prețuri? Brașov. Brașovul.
Cât este prețul pe Brașov? În Brașov prețurile sunt între 750 și 800 pe segmentul mediu, de euro pe metru pătrat util. Vorbim și de la util. Premium? Cele premium sunt mai puține și sunt în insolvență și nu, acum în piață momentan nu sunt proiecte premium în Brașov. Toate sunt pe segmentul mediu. Ia uite, n-ai fi zis că piața premium din Brașov ar intra într-o insolvență? N-ai fi zis, dar uite că a intrat. Da. Ne așteptăm la schimbări bune. E bine că merge bine pe segmentul mediu, asta te interesează pe noi. Bun, alte noi proiecte în București și în afara Bucureștiului, în afară nu discutăm că nu știu, nu luați în calcul, bănuiesc, dezvoltarea pe zona exterioară a Bucureștiului, nu? Păi am dezvoltat în Iași, finalizăm acum în zonele mărginașe, în zonele mărginașe, nu. Noi construim doar în oraș și în București vom avea undeva în zona Berceni un proiect, dar în Berceni. În cartierul Berceni, nu în afara Bercenului, așa. Și vom mai avea, avem un proiect încă ceva în zona Răzoare, încă ceva în zona Vasile Lască, dar acestea sunt proiecte pe durată mai lungă, nu anul acesta. Alina, am vorbit la început de cele 5 costuri, că de aici am plecat și am puțin să merg cu tine pe discuție, că n-am apucat să vorbim așa de ceva vreme pe chestia asta. Reamintim subiectul principal de la care am pornit această discuție, ar fi cele 5 costuri ascunse pe care le ai în momentul în care te hotărăști să-ți cumperi o locuință în afara Bucureștiului. Unul la mână, spuneai tu că dependența de mașină. Dependența de autoturism, exact. Da, odată. Care ți poate genera niște costuri până la urmă de aproximativ? De 400-500 de ron pe lună, am spus noi, așa la un mic calcul. Da. Și la un calcul simplu, de fapt. Aproximativ 400 de lei pe lună. Da. Asta ar fi unul. Al doilea? Ar fi educația copiilor pe care am pus accent și care nu poate fi cuantificată decât în câțiva ani după ce cresc, așa. E vorba despre infrastructură, utilitățile greu utilizabile, vorbeam de canalizare inexistentă sau rețeaua de infrastructură mai puțin dezvoltată. Eu cam atât, mai știu. Vecinătate, educația copilor, exact. Garanțiile locuințelor. Și garanțiile locuințelor. Despre care nu mai vorbim. Că mulți, gura păcătășilor din târg, spun diverse lucruri despre cei care au construit cartiere mărginașe la anumite prețuri și eu personal știu persoane care au avut probleme cu astfel de locuințe în momentul în care s-au sprijinit în perete și s-au trezit în dormitor. Nu știu exact dacă e chiar atât de rău, dar vorbim aici de viciile ascunse care sunt foarte importante și trebuie să ai foarte mare atenție în momentul când faci o achiziție de genul acesta. Să vezi cine e dezvoltatorul, dacă îl mai găsești aici după ce termine proiectul, pentru că dacă îți construiește și numai la ce să te duci și împotriva cui să te îndrepți în cazul în care ai o problemă, ai tu o problemă. Sunt lucruri de luat în calcul atunci când faci o achiziție. Alte lucruri de luat în calcul, sfaturi pentru cei care vor să facă o achiziție? Să cumpere acum, pentru că probabil într-un an de zile prețurile vor crește foarte mult. Serios? Da. Cu cât îți crezi? Nu știu să-ți spun lucrul acesta, nici nu sunt un oracol, dar cred că tendința asta ascendentă va continua și probabil că ne vom apropia de un nou boom. Și încă o întrebare, care crezi că ar fi factorii care duc la toată această creștere? Cererea care există în continuare, bani care sunt în piață, creditarea. Accesul la creditare a devenit mult mai flexibil, oamenii accesează credite nu numai prima casă, ci au început să meargă foarte mult pe credite ipotecare, pe produsele unor bănci care sunt cu dobânzi foarte bune. Lucrurile astea o să ducă încet, încet la o creștere a prețurilor. Bun, lucru îmbucurător, spun eu, pentru că odată ce vine vara, te gândești că ai merge în concediu, dar pe de-o parte te gândești că vine și momentul să faci niște cumpărături și ar fi un moment oportun ăsta, vara 2014, să devii proprietar, din chiria să devii proprietar. Exact. La capitolul vânzări voi stați foarte bine, asta e îmbucurător. De cealaltă parte vreau să te întreb pentru cei care vor să, de fapt, metodele de achiziție. Da. Aici vreau să ajung. Dacă este un proprietar de apartament vechi, dați faceți buyback-ul ăla de apartament vechi cu apartament nou? Nu facem buyback-ul de care vorbești tu așa cum cred că te gândești tu la el, în sensul care să luăm noi apartamentul și să-i dăm unul nou. Ce putem noi să facem? De preț. Plus diferență de preț. Ce putem noi să facem toate aceste relații este să intermediez vânzarea acestui apartament prin relația pe care o avem noi cu agențiile imobiliare din piață. În acest moment, eu nu cred că nimeni în piață nu face acest buyback, dacă te gândești la buyback-ul din industria automobililor. Cred că pe acela nu face nimeni în industria imobiliară. Toată lumea promite un buyback, dar nu e acela despre care vorbești tu. De ce crezi? Pentru că e foarte greu. În afară am văzut că se practică. Dar nu avem nici structura de afară și nici cultura de afară. E foarte greu să faci lucrul acesta, e foarte greu să evaluezi valoarea apartamentul vechi, proprietarul să înțeleagă că asta e valoarea de fapt a apartamentului și întotdeauna oamenii au tendința când vând să ceară un pic mai mult sau să creadă că apartamentul valorează un pic mai mult sau au auzit-i pe cineva pe scară, un vecin care a vândut acum 4 ani cu 60.000 peste cât vrea el să vândă acum și se pare că este înșelat și atunci... Lucrurile astea nu mă creează o relație foarte bună între cel care vrea să-l ajute și cumpărător. Și de aceea
Noi nu facem așa ceva. Păcat că ar trebui importată varianta asta din Spania și din Italia. Am văzut pe cineva care exact așa a făcut. S-a dus la un dezvoltator nou cu apartamentul vechi pe care îl avea. Acela a zis, bun, ok, îl cumpărăm noi pentru suma. Ți-l cuantificăm în suma de. Ți-l evaluează, da. Exact. Și ți-l a luat în proprietate, în portofoliu companiei respective. Și compania respectivă fie îl închiria mai departe, fie îl scotea la vânzare. Deci avea două alternative prin care el își câștigă bani. Pot face lucrurile acestea, dar nu, la momentul acesta trebuie un alt tip de operațiune. Noi avem un tip de operațiune, noi facem dezvoltări imobiliare, nu ne ocupăm de vânzare de apartamente vechi și mi-ar trebui o structură la vânzări paralelă cu cea pe care o am acum, inclusiv o structură cu evaluatori și cu mai multe persoane care nu își găsesc acum momentan rostul în companie și ar însemna o dublare a structurii și cred că rezultatul nu ar fi unul de o creștere a vânzărilor cu 500 de apartamente într-un an. Adică cuantificând rezultatul vânzărilor, probabil că e mai bine să stăm în afara acestui sistem și să lăsăm cei care se ocupă de lucrurile acestea, gen agențiile imobiliare care vând apartamente vechi, să-și facă treaba și putem ajuta clienții să-și vândă apartamentele. Alina, îți mulțumesc frumos pentru prezență, mult succes cu noile proiecte pe care le aveți și spor la vânzări să aveți. Mulțumim. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat și discutăm despre executările. Silita a venit și Dragoș Nerădător să ne spună cam care este nivelul și care sunt riscurile la care vă înhămați în momentul în care vă hotărâți să vă cumpărați o locuință executată Silit de către o bancă. Ne întoarcem imediat. Continuăm discuția și, așa cum v-am spus mai devreme, discutăm puțin despre executările silite. Ce înseamnă acest fenomen și câte imobile sunt în acest moment pe piața executărilor silite? Tocmai de asta îl chemăm pe Dragoș să ne lămurească puțin cu privire la acest aspect. Dragoș Vulceanu, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Dragoș, o piață destul de importantă, dacă pot să zic așa, dar totuși care nu aduce un aport semnificativ și o influență destul de mare asupra pieței imobiliare pe ansamblu. Dar este și aici un segment și mulți dintre, să spun, oamenii de acasă sau gândit cel puțin o dată sau de două ori că au auzit ei pe nu știu unde la vreun prieten, la vreo rudă, că banca X a scos la executare silită un apartament care sună destul de bine la preț. Cum privește acest fenomen al executărilor silite și care este numărul lor din piață în acest zonă? Nu totdeauna este cel mai bun preț cel executat, pentru că de obicei aceste proprietăți ajunse în executare, pentru aceste proprietăți s-au luat niște credite acum câțiva ani de zile, pe vremea când proprietățile erau supraevaluate sau erau evaluate la alte valori și în momentul de față banca intenționează sau își dorește să recupereze o mare parte din debit. Și atunci nu totdeauna aceste proprietăți se regăsesc la prețurile cele mai bune din piață. Bun. Care este numărul total al executărilor silite? Putem vorbi de câteva mii, nu știm exact câte sunt. Oricum, sunt bănci care au câteva sute în portofoliu. Se simte în momentul de față un apetit al băncilor de a scăpa de aceste portofolii. Băncile au început să-și promoveze propriile executări, să spunem. Dar nu într-un ritm care să influențeze cu adevărat piața, în sensul că prețurile n-au ajuns la nivelul la care să reprezinte într-adevăr o provocare pentru un cumpărător normal de locuință. Deci dacă vorbim de un end user, de un cumpărător care își cumpără o locuință pentru nevoia de a locui, acesta de obicei evită să achiziționeze prin această metodă specială, să spunem, de licitație, pentru că această metodă presupune și comportă niște riscuri pe care majoritatea oamenilor le știu și atunci de obicei evită să se încurce cu așa ceva. În afară de asta, fiind destul de puține, pe piață sunt în jur de 20.000 de apartamente, dacă vorbim numai în București, sunt prea puține ca să poată 20.000 de apartamente scoase la licitație. Nu, 20.000 la vânzare, anul ăsta. Deci până acum să spunem că s-au scos aproximativ 20.000, să spunem că sunt în jur de 10.000 pe piață, în momentul ăsta la vânzare în București, de apartamente. Deci câteva sute nu ar putea să influențeze în mod direct piața, pentru că din cele 5.000, să spunem, de apartamente executate sau proprietăți executate, doar câteva sute, într-adevăr, sunt în piață, sunt bine ancorate, au un preț sau pot fi vândute la un preț care să facă concurență pieței libere, să spunem. Bun, executarea silită este ultimul factor la care te aștepți și pe care nu ți l-ai dori, de care nu ți-ai dori să ai parte în momentul în care deja ți-ai cumpărat o locuință printr-un credit sau prin alte metode. Cât durează procesul ăsta fizic, din momentul în care te înștiințează banca? În cât timp te poți trezi cu oamenii peste tine? Depinde foarte mult de la situație la situație, deci depinde foarte mult acest lucru, de relația pe care tu ai cu banca și de
colateralul pe care banca trebuie să-l acopere sau nu cu privire la executarea respectivă. Și atunci dacă banca își dorește, în 3 luni de zile poate să fie evacuat, nu e nicio problemă. Dar de obicei băncile evită să se ajungă la o evacuare forțată și caută sau încearcă înainte de asta să epuizeze toate căile normale de a evita o evacuare forțată și de obicei se merge pe o vânzare amiabilă sau cel puțin ăsta este idealul în ceea ce privește executarea silită, să se ajungă la o executare amiabilă, în sensul ca debitorul să predea cheia proprietății din proprie inițiativă, pentru că asta este principala problemă când vorbim de executări silite, faptul că cel care licitează, cel care cumpără, cel care își judecă proprietatea, nu poate intra efectiv în posesia proprietății decât după un anumit termen, deși banii deja ai plătit, dar tu nu poți intra în casă. Ăsta e un lucru care îți provoacă un disconfort. Păi ăsta cred că e cel mai mare lucru. Și cel mai mare, perioada în care oricine poate să depună o contestație cu privire la procesul de executare și de licitație, moment de la care se poate decala, nu la infinit, dar oricum, cu câteva luni, termenul în care tu intri în posesia efectivă a proprietății. Până atunci, neputând face efectiv intrarea în proprietate, ăsta e principalul dezavantaj. Care sunt costurile pe care le ai în momentul în care întâmpini o astfel de situație și cine le suportă? Dacă vorbim de un cumpărător, atunci vorbim de 10% taxa de înscriere la licitație, bani pe care tu nu-i pierzi până la urmă, dacă câștigi licitația, atunci plătești diferența de 90%. De obicei mai există un cost pe care multă lume nu-l ia în calcul. E vorba de impozitul pe vânzarea proprietății pe care ar trebui să-l plătească vânzătorul. În situația licitației nu se știe la ce preț se vinde și atunci nu se poate antecalcula impozitul pe vânzare. De obicei debitorul nu mai plătește nimic și atunci pică în sarcina cumpărătorului să facă inclusiv scrisoare către ANAF pentru înștiințarea cu privire la impozitul de plată, face și această plată care de obicei este între 2 și 3% pe care cumpărătorul trebuie să o suporte pentru că altfel nu poate să-și facă intabularea pe numele propriu la ANCPI. ANCPI-ul dă rezoluție de respingere pe motiv că nu s-a plătit impozit. Deci ăsta ar fi un cost. Deci până la urmă eu cumpăr de la tine bancă, tu trebuie să-ți asumi costul ăla, impozitul respectiv, care este de cât? 2-3% în funcție de când a fost inițial achiziționată proprietatea de către fostul debitor. Tu banca nu plătești și mă pui tot pe mine. Nu este obligația băncii. Atenție, deci, conform legislației nu e obligația băncii, este obligația fostului proprietar să achite impozitul pe vânzare, chiar dacă vânzarea a făcut-o banca la prețul de licitate. Deci ăsta este un cost suplimentar. Bineînțeles că mai este costul cu privire la comisionul brokerului în cazul în care achiziția s-a făcut prin broker și de cele mai multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Și cam atât. Cumpărătorul evită, de exemplu, onorarul notarului. La notar nu se ajunge. Noi, de exemplu, brokerii imobiliari, trimitem în ultimă instanță sau în fază finală. Intabularea se face tot de către un notar, deci mai avem un cost de aproximativ 1000 de lei cu privire la acest lucru pe care îl suportăm prin intermediul unui cabinet notarial. Dar nu mai avem impozitul pe onorariul notarului pe tranzacție. Deci dacă aș cumpăra în mod normal, aș plăti cam 1,5% onorariul notarului. În situația asta nu mai plătesc acești 1,5%. Și o sumă totală ar fi între cât și cât? Cu, depinde la ce preț cu două camere, depinde la 35.000 de euro. Depinde la ce preț am făcut achiziția. Depinde foarte mult de acest lucru. Deci depinde. Depinde la ce preț reușesc să achiziționez acest apartament. Dar nu asta e principala problemă, la ce preț achiziționez. Principala problemă e legată cât ce costuri am ulterior achiziției, după ce am intrat în proprietate. A intrat în posesia apartamentului, că aici vreau să ajung, era următoarea etapă. În momentul în care l-ai cumpărat, ai devenit proprietar, ai reușit să intri în el, să zicem, tu totodată preiei și datoriile pe care le avea înainte fostul proprietar. Nu, tu preiei liber de orice sarcină. Deci această achiziție prin licitație are acest avantaj că tu preiei o proprietate liberă de orice sarcină și atunci nu mai ai absolut nicio obligație față de nimeni. Dacă debitorul avea datorii la asociație, la apă, la nu mai contează unde, acești, așa zis, creditori ar fi trebuit să se înscrie și ei la rândul lor la licitație și să anunțe executorul, vezi că am și eu de recuperat suma asta. Dar de obicei banca are ipotecă de rang 1 și după ce se îndestulează banca,
Doar dacă rămâne o diferență de bani, ceea ce nu se întâmplă niciodată, abia atunci se recuperează banca și, să rămâne și cu o diferență de bani. Și diferențele. Deci mai rar se întâmplă să mai ieși altceva de plată. Dar ce fac aceste asociații, de exemplu, care au de recuperat? Fac ele la rândul lor contestații la executare și în felul ăsta se ajunge la o înțelegere amiabilă cu noul proprietar să plătească totuși datoria, pentru că altfel îi se decalează foarte mult termenul în care intră în posesie. Deci sunt niște lacune, să spunem, în practică, de procedură, care nu încurajează cumpărătorii de locuințe executate, pentru că, în primul rând, nu ai cum să o vizionezi. Asta e lucrul cel mai important. Deși există ordonanța 174/2000 care spune că orice proprietate vândă trebuie vizionată înainte. Asta nu poți să o vizionezi. De ce? Proprietarul, debitorul, nu dă cheile băncii. Chiar dacă dă cheile băncii, banca nu poate să intre acolo, ea nu este proprietar. Da? Deci până nu se adjudecă și nu se plătește prețul de adjudecare, nu putem vorbi de un nou proprietar. Și atunci nu poți să intri să o vezi. Dacă nu poți să intri să vezi proprietatea, n-ai de unde să știi. Mai are centrală, mai are uși, mai are calorifere, mai are ce mai avea înăuntru, n-ai de unde să știi. Și în practică s-au întâlnit tot felul de situații în care, după achiziție, oamenii s-au trezit cu diverse surprize neplăcute. Și atunci e bine să faci această achiziție cu foarte mare atenție, cu foarte mare grijă și de cele mai multe ori, noi cel puțin, brokerii imobiliari, sfătuim clienții să facă achiziția printr-o vânzare amiabilă. Deci, te duci frumos la bancă împreună cu debitorul și spui, noi oferim debitorului atâția bani din care el trebuie să-și plătească datoria la bancă, s-ar putea să nu fie acoperită, dar oricum ar fi bine să existe o discuție cu debitorul, în așa fel încât debitorul să dea de bunăvoie cheile. Dacă debitorul nu dă de bunăvoie cheile, atunci intervine această situație cu privire la evacuare, iar după ce face evacuarea, nu știe ce găsește înăuntru și s-ar putea costurile de reamenajare să fie mai mari decât diferența de preț între un apartament normal vizionat și un apartament executat. Deci ăsta e motivul principal pentru care aceste executări merg destul de greu și nu avem cum să-i convingem pe oameni să cumpere apartamente executate. Nu avem cum. Se mai întâmplă fenomen în piață. Băncile au înțeles acest lucru și dacă apartamentul ajunge la o valoare foarte mică, atunci banca își răscumpără acest apartament. Asta înseamnă sub 50% din prețul inițial? Din prețul inițial. Pe vechiul cod se putea ajunge foarte ușor la 50%, pe nou cod se ajunge mai greu la 50%, adică nu te obligă legislația să scazi 25%. Și atunci se poate jungla cu lucrul ăsta și să ajungi și la 20%, să spunem, licitație. Dar banca, dacă prețul scade foarte mult și nu există cumpărători care să-și asume riscul să facă achiziția pentru că le este teamă că nu știu ce se află înăuntru, atunci banca face achiziția în nume propriu. Mai rar se întâmplă lucrul ăsta, dar nu au ce face în situații de forță majoră, nu au încotro, atunci banca evacuează, intră în posesie, se fac vizionări și atunci se face această vânzare directă. Deci băncile au două tipuri de portofolii. Odată executările silite cu vânzare prin licitație și a doua executările cu vânzare directă. Adică banca deja s-a executat, deja a intrat în posesie, a luat un portofoliu, poate să ți-o arată și mai este a treia categorie, cele în insolvență, adică proprietățile imobiliare care sunt ale firmelor aflate în insolvență. Aici nu vorbim neapărat de o procedură foarte clară de licitație, se poate face negociere directă și acolo lucrurile decurg mai bine, pentru că odată ai o negociere directă și doi, poți să vezi proprietatea. Deci sunt mai multe categorii. Deci în cazul executărilor silite de tip comercial, cum am văzut, nu știu, mall-uri sau alte clădiri de birouri, avantajul ar fi că îți permite vizionarea. Nu numai comercial, chiar și rezidențial. Sunt firme care au intrat în insolvență și aveau o proprietate, un apartament. Creditorii scot la vânzare acel apartament. De obicei, acest lucru se face prin negociere directă, deci nu este obligatorie procedura licitației și, de asemenea, de obicei au acces la proprietate și se poate viziona. Asta e cea mai simplă metodă de achiziție prin a unei proprietăți executate silit. Deci dacă e o proprietate executată silit pe numele unei firme, dezavantajul ar fi legat de TVA. Adică foarte multe dintre ele au TVA 24%, adică preț de achiziție plus 24%. Dar pentru unii s-ar putea să fie un avantaj. Dacă faci achiziția pe o firmă, TVA-ul respectiv oricum îl deduci în ultima instanță. Am văzut că era scos la licitație pe internet chiar și un mall din Brăila, nu o să-i dăm numele acum, prețul de pornire undeva de la 10 milioane, prima licitație era deja cu 25% în scădere. Crezi că va ajunge un cumpărător să intre în posesia unui mall în momentul ăsta? Mai ales din Brăila, unde puterea... Dar s-a întâmplat și în București. S-a întâmplat și în București același lucru. Vorbim de City Mall, se știe anul trecut, a fost achiziționat tot prin această procedură. Culmea este că a fost reachiziționat tot de... nu are rost să mai dau detalii. Cel este că dacă prețul ajunge să reprezinte
într-adevăr o oportunitate. Cu siguranță există cumpărători pentru asemenea active, nici nu trebuie să ne facem griji. Acum depinde foarte mult de preț. A, bine, acolo a fost făcută o investiție foarte bine gândită și din transformarea lui a ajuns să fie o clădire de birouri pe acea zonă, nefiind, din câte mi-amintesc eu, clădiri de birouri. Depinde foarte mult de la caz la caz. Cel mai important este cât de mult se grăbește sau nu creditorul să-și recupereze debitul pe care l-are de recuperat. Deci dacă se grăbește, atunci cu siguranță va coborî prețul atât de mult încât să reprezinte într-adevăr o oportunitate pentru un cumpărător. Bun, cât de adevărat este faptul că nu foarte multe persoane ajung la aceste licitații și că majoritatea sunt făcută pe sub mână așa? Nu este adevărat, asta este o impresie generată, să spunem, de modul greoi de lucru, pentru că nu, legislația în momentul de față nu încurajează recuperarea acestor debite. Pare că dacă citești cu atenție ai impresia că este mai degrabă protejat debitorul decât creditorul și pentru că această procedură este destul de greoaie, oamenii au această impresie că se fac aceste licitații, să spunem, pe o zonă gri așa, fără să se anunțe așa mai departe. Eu din experiență vă spun că nu se întâmplă așa ceva și oricine își dorește să facă o achiziție prin licitație publică, cu siguranță are acces la toate informațiile. Problema e că informațiile sunt destul de disparate așa, le găsești prin multe locuri, ba la primării, ba pe cine știe ce site-uri, ba pe site-urile băncilor. De cele mai multe ori nu sunt actualizate aceste informații. Dacă intrați pe un site care se ocupă cu așa ceva, o să constatați că acolo sunt listate licitații care au avut loc, da, fără să se actualizeze data sau fără să se retragă din listă și așa mai departe. Deci nu sunt foarte, foarte transparente sau foarte updatate aceste informații. Dar dacă cineva își propune să facă lucrul ăsta, cu siguranță poate, are acces, oricine are acces să cumpere o proprietate, dar trebuie să gândească foarte bine la riscuri. Și atunci sfatul meu este că această achiziție să se facă numai folosindu-se de serviciile unui profesionist care se ocupă de treaba asta. Noi la Asociația Brokerilor Imobiliari ne zbatem să semnăm protocoale cu cât mai multe bănci în așa fel încât să le ajutăm să obțină un preț de piață de pe piața liberă, adică să ducem la licitații, nu oameni care caută să cumpere o proprietate cu scopul revânzării, ci oameni care caută să cumpere o proprietate cu scopul de a locui acolo, fiind dispus să plătească cât mai aproape de prețul de piață, chiar dacă își asumă totuși niște riscuri cu privire la achiziție. Noi avem instrumentele noastre care ne ajută pe noi să promovăm proprietăți care într-adevăr pot fi achiziționate pe calea amiabilă, în sensul de a discuta la aceeași masă cu banca, cumpărătorul, debitorul, brokerul, să găsim formula cea mai potrivită, în așa fel încât să se intre în posesie chiar de a doua zi de la licitație, fără să fie nicio discuție cu privire la evacuare. Cam cât durează tot acest proces? Poate să dureze și câteva zile. Am găsit un cumpărător, am fost vineri la o proprietate, am avut o negociere și o discuție finală cu debitorul cu privire la pretențiile lui legate de o evacuare amiabilă. Am avut întâlnire la bancă azi dimineață, miercuri are loc licitația, joi se poate intra în proprietate fără niciun fel de problemă, atât timp cât există această vânzare amiabilă. Dacă banca nu poate să aducă la masă și debitorul și cumpărătorul, atunci cumpărătorul își asumă niște riscuri pe care nu le poate anticipa și nu le poate lua în calcul înainte de licitație, ci o să vadă el după. Și atunci oamenii n-au curaj să plătească niște bani fără să știi când intri în posesie, când e cheia și ce găsești înăuntru. Când vorbim de un apartament de o sumă mică, aici lucrurile sunt clare. Ce se poate întâmpla? Dacă vorbim de o casă, unde sumele sunt foarte mari și vorbim de sute de mii de euro, atunci nu poți asuma riscul să plătești niște sute de mii de euro și apoi să te trezești că în casa respectivă nu mai există centrala termică care ar fi fost prevăzută, de exemplu. Sau casa respectivă nu prea mai există, că e făcută scrum. Se întâlnesc în piață foarte multe situații de genul ăsta conflictuale, pentru că debitorul și cu creditorul, cu banca, se află pe poziții divergente, antagonice, și nu de cele mai multe ori reușesc să-i așez la aceeași masă. De asta nu sfătuiesc publicul să facă această achiziție decât cu foarte, foarte mare atenție și numai cu sprijinul unui specialist care cunoaște foarte bine fenomenul.
Bun, perfect. Dragoș, mulțumim frumos pentru prezența, am mai lămurit și aspectul ăsta, sau o parte dintre el. Mulțumesc pentru invitație. Ne vedem la următoarea emisiune în care mai găsim alt subiect. Până atunci, vă urăm o săptămână plăcută, plină de alegeri inspirate când vine vorba de a investi banii. Urmează o perioadă bună pentru a vă planifica concediul, dar totodată spunem noi și pentru a vă gândi la o investiție imobiliară, asta pentru că, așa cum v-am tot spus, piața permite în acest moment și trebuie să vă interesați, însă cu mare grijă atunci când vine vorba de a vă lua o locuință în afara Bucureștiului sau și mai mare grijă în momentul în care vreți să vă cumpărați o locuință scoasă la licitație de către o bancă. Așadar, o săptămână frumoasă să aveți și alegeri inspirate când vine vorba de a cheltui banii.